Bună dimineața, stimați jurnaliști, stimați... Poftim? Ok. Stimați jurnaliști, stimați reprezentanți ai unor instituții publice invitate la eveniment care se află în sală, stimați colegi, îmi spune Nicolae Panfil, sunt director de program în cadrul Asociației Promolex și îmi face deosebită plăcere să vă salut astăzi cu ocazia lansării raportului anual de monitorizare a finanțării partidelor politice. Vorbim despre retrospectiva anului 2022. După cum știți, este un raport tradițional realizat de Asociația Promolex, practic începând din 2015 încoace. Este cu atât mai important și mai relevant această discuție, inclusiv cu dumneavoastră cei aflați în sală, în virtutea anumitor modificări ale cadrului legal și a unui context în continuă dezvoltare care influențează, să spunem așa, finanțarea partidelor politice. Iată de ce v-am invitat nu la o conferință de presă simplă, dar la o masă rotundă, la o discuție, împreună cu colega mea, Mariana Focșa, care este analista principală responsabilă de acest domeniu în cadrul Asociației Promolex, vă vom prezenta acest raport, după care aș vrea să avem o discuție, o dezbatere despre anumite constatări, dar și despre unele recomandări, probleme care le observăm, unele poate chiar cronice, și care merită neapărat o discuție publică, ori, într-adevăr, realitatea zilei de astăzi ne impune o abordare mult mai, sau ne solicită o abordare mult mai detaliată asupra fenomenului, chiar dacă, spuneam, din 2015 încoace, monitorizând finanțarea partidelor, observăm și anumite îmbunătățiri în acest sens, există totuși anumite lacune, ori partidele politice sunt, într-adevăr, foarte inventive, respectiv și noi încercăm să ne adaptăm și încercăm să venim cu propuneri, cu recomandări care să țină pasul. Acestea fiind spuse, o să menționez pe scurt în două cuvinte despre, iarăși pentru a reaminti, care este scopul acestui raport. Deci este un raport de monitorizare prin care încercăm să reconstituim tabloul privind finanțarea partidelor politice în anul 2022, în cazul de față. Tradițional, iarăși zic, acest raport vine întotdeauna cu o analiză nu doar a modului în care partidele politice au raportat, care au fost cheltuielile acestora, care au fost veniturile acestora sau a legislației electorale și a schimbărilor care au survenit între timp, dar încercăm să venim în fiecare raport și cu o analiză sau cu niște estimări proprii, pornind de la activitatea noastră de monitorizare în teritoriu, respectiv avem și o comparație a ceea ce partidele politice raportează de sine stătător la Comisia Electorală Centrală versus cele observate de Promolex, de observatorii, de monitorii noștri în teritoriu, respectiv unele constatări din acest formulate în acest sens, la fel vor fi prezentate și vom încerca să venim și cu unele recomandări, să spunem așa, pentru a îmbunătăți transparența în acest sens. Acestea fiind spuse, o să-i dau cuvântul colegii mele, Mariana Focșa, pe care să rog să prezinte raportul, dar să vă dea de asemenea și câteva detalii mai aprofundate cu privire la metodologia de cercetare, metodologia de monitorizare. Este una clasică pe care o utilizăm deja de mult timp, dar cred că merită reamintită. Mariana, ai cuvântul. Mulțumesc, Nicolae. Bună dimineața tuturor și vă mulțumesc în primul rând că ați dat curs invitației și ați manifestat interes față de subiectul abordat astăzi. Deci, în câteva cuvinte despre obiectivele monitorizării finanțelor partidelor politice. În primul rând, ne-am propus să observăm și estimăm costurile activităților desfășurate de partide pe parcursul anului 2022,
De asemenea, am avut drept obiectiv analiza nivelului de conformare a partidelor politice prevederilor cadrului legal în procesul de raportare financiară și, nu în ultimul rând, să analizăm modul în care Comisia Electorală Centrală și-a exercitat atribuția de supraveghere și control a finanțelor partidelor politice pe parcursul anului 2022. Din resursele informaționale utilizate pentru elaborarea raportului, menționăm în primul rând standardele internaționale, legislația națională în domeniu, rapoartele privind finanțarea partidelor politice depuse la Comisia Electorală Centrală, și aici este vorba despre două rapoarte, cel pentru semestrul 1-2022 și raportul anual pentru 2022. Hotărârile CEC care au fost elaborate în domeniul finanțării partidelor, activitățile partidelor politice desfășurate pe parcursul anului, observație direct sau post-factum, adică pe rețelele de socializare sau în alte rețele de informare, precum și alte documente relevante procesului de finanțare. Referitor la metodologia aplicată, trebuie să menționăm că monitorizarea activității partidelor și finanțarea acestora este un proces constant și permanent. Adică, la moment, noi dacă prezentăm ceea ce am observat pentru anul 2022, atunci, deja, de facto, noi observăm și ceea ce se întâmplă și pe parcursul anului 2023. Adică monitorii noștri deja monitorizează activitățile desfășurate de partide pe parcursul anului 2023. De asemenea, efectuăm vizite la oficiile partidelor politice, inclusiv la nivel teritorial, analizăm rapoartele financiare, încercăm să organizăm interviuri cu reprezentanții partidelor politice atât la nivel central cât și teritorial. De asemenea, observăm activitatea CEC, toate ședințele care țin nemijlocit de finanțarea partidelor, le urmărim cu atenție și, de asemenea, examinăm hotărârile aprobate. Este ulterior elaborat raportul de monitorizare cu publicarea acestuia și neapărat monitorizarea ulterioară a rezultatelor obținute. Dacă e să vorbim nemijlocit despre ce s-a întâmplat pe parcursul anului 2022 în domeniul finanțării partidelor, trebuie să începem cu modificările adoptate cadrului legal. Știm cu toții că pe parcursul anului 2022 a fost modificat, mai bine zis, a fost adoptat într-o redacție nouă codul electoral și de asemenea au fost adoptate modificări semnificative la legislația conexă și aici este vorba inclusiv de legea privind partidele politice. Au fost adoptate un șir de modificări, însă voi menționa doar cele care țin nemijlocit de finanțarea partidelor și care sunt mai importante. Astfel, a fost prevăzută limitarea activității partidului politic în cazul nedepunerii de către acesta raportului financiar, în termenul și formatul stabilit, a fost prevăzută radierea partidului politic în cazul neprezentării rapoartelor timp de 2 ani consecutiv, a fost majorat plafonul stabilit pentru donațiile colectate de către cetățenii care au obținut venituri peste hotare. Astfel, dacă până la modificarea cadrului legal plafonul era stabilit până la 3 salarii medii pe economie, atunci, după modificare, persoanele care au obținut venituri peste hotare pot să doneze partidelor politice până la 6 salarii medii pe economie, cu condiția că nu depășesc 30% din veniturile obținute pe parcursul anului. Și aici este cel mai mare risc, considerăm noi, dat fiind faptul că Comisia Electorală Centrală nu are la moment cum să verifice de unde provin veniturile persoanelor de peste hotare. Respectiv, acest plafon de 30% nu este clar cum va fi respectat și cum va fi verificat aceste
donații. O prevedere foarte importantă adoptată este micșorarea plafonului donațiilor care pot fi efectuate în numerar. Astfel, dacă până la modificare puteau fi colectate donații în numerar până la 3 salarii medii pe economie, după modificare, acestea au fost micșorate până la un salariu mediu pe economie. De asemenea, partidele politice vor fi obligate să prezinte deja 3 rapoarte pe parcursul unui an și este vorba de 2 rapoarte semestriale pentru semestrul 1 și semestrul 2 și un raport anual. Cu toate că cadrul legal până la moment prevedea aceeași procedură, totuși Comisia Electorală Centrală nu aplica această regulă și recepționa de la partide doar 2 tipuri de rapoarte, pentru semestrul 1 și un raport anual. Am recomandat de nenumărate ori să fie respectată prevederea din legea partidelor și se pare că după adoptarea noilor regulamente în baza legilor modificate, vor fi deja recepționate 3 rapoarte. De asemenea, a fost extinsă categoria datelor care urmează a fi făcute publice din rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor. Este de asemenea o recomandare pe care am repetat-o în fiecare raport. Acum se extind aceste categorii de date care vor fi publice, fiindcă toate datele din rapoartele financiare urmează a fi publicate, cu excepția IDNP-ului donatorului, data lunară anul nașterii și locul de domiciliu. Noi totuși, înainte de modificarea cadrului legal, am recomandat ca pe lângă aceste date să fie publicate și ultimele cifre din IDNP-ul donatorului, pentru a fi mai ușor de verificat pentru societatea civilă. Și am făcut și un studiu în acest sens, unde am demonstrat că aceste date nu vor constitui o încălcare a datelor cu privire la datele cu caracter personal ale donatorilor. Au fost adoptate modificări de asemenea și la codul contravențional și penal, și aici este vorba despre majorarea sancțiunilor aplicate în cazul în care sunt admise încălcări sau erori în procesul de raportare financiară. De ce menționez aceste aspecte? Fiindcă partidele politice trebuie să țină cont despre toate aceste modificări, mai ales luând în calcul că și sancțiunile care urmează a fi aplicate urmează a fi inclusiv în baza modificărilor noi. Cu privire la activitatea CEC privind supravegherea și controlul finanțelor în anul 2022, ce a făcut Comisia Electorală Centrală? Deci știm că a fost modificat cadrul electoral, reiterez, codul electoral și legislația conexă. Din acest considerent, CEC nu a adoptat alte acte normative relevante procesului de finanțare a partidelor politice. Acest proces a fost reluat însă la începutul anului 2023 și iată acum în luna iunie, CEC a adoptat regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice. Deja este făcut public pe pagina autorității. Cu privire la recepționarea rapoartelor financiare, este utilizat în continuare modulul control financiar, însă am remarcat în continuare dificultăți în procesul de raportare pentru partidele politice, precum și dificultăți pentru utilizare de către societatea civilă. Este foarte dificil de a vizualiza aceste rapoarte, precum și am remarcat funcționalități foarte limitate, ceea ce nu contribuie la sporirea transparenței finanțării partidelor politice. Considerăm că este un risc foarte mare în continuare acest instrument utilizat de CEC, mai ales în situația în care, începând cu 1 ianuarie 2023, toate rapoartele urmează să fie depuse doar în format electronic, adică prin acest modul.
O altă activitate adoptată de CEC a fost supravegherea și controlul rapoartelor financiare. Au fost adoptate în baza rapoartelor depuse de partide două hotărâri și în baza acestor două hotărâri CEC a dispus în primul rând transferarea la bugetul de stat a sumei de 22,7 lei care a fost colectată de trei partide politice contrar prevederilor legale. A dispus aplicarea 117 atenționări partidelor politice care au admis albateri în procesul de raportare financiară și a inițiat 12 procese contravenționale în cazul partidelor care nu au depus rapoartele financiare sau care au admis neconformități în procesul de raportare. Nemijlocit ce ține de raportarea financiară la CEC, conform informației publicate pe pagina oficială Comisiei Electorale Centrale, până la data de 31 martie, urmau să depună rapoartele financiare 57 partide politice. Au fost publicate însă doar rapoartele a 51 de partide politice, ceea ce ar constitui 89% din totalul partidelor care urmau să depună aceste rapoarte financiare. Conform hotărârilor CEC, doar 61% din partidele politice s-au conformat prevederilor legale, adică au depus rapoartele în termen și în formatul stabilit, adică atât pe suport de hârtie cât și electronic, 30% au admis încălcări în procesul de raportare, iar 9% nu au prezentat aceste rapoarte. Ce am remarcat în ultimii ani este faptul că pe pagina CEC a crescut numărul de rapoarte publicate de la partidele politice, dar acest lucru se datorează în mare parte creșterii numărului de partide înregistrate. Adică dacă în anul 2021, de exemplu, am avut, dacă nu greșesc, 51 sau 52 partide, atunci, în 2022, am avut 57 de partide care urmau să depună aceste rapoarte. Respectiv, creșterea aceasta de numărului de rapoarte publicate se datorează inclusiv creșterii numărului partidelor înregistrate. Cu referință la membrii de partid raportați de către partidele politice, până în 2021 am observat o creștere semnificativă a numărului de membri raportați. În 2022 însă am văzut că numărul acestora a scăzut cu aproximativ 50.000 de membri și a ajuns la situația din anul 2022, cu toate că în 2022 avem mult mai multe partide decât am avut în 2020. Cu referire la personalul încadrat, numărul s-a diminuat nesemnificativ, însă să nu uităm că și numărul de partide totuși a crescut. Și dacă e să analizăm cine a raportat cei mai mulți membri de partid, avem în graficul de imagine, este Partidul Șor cu peste 48.000, Pace cu 20.000, PSRM cu 15.000 și PAS cu 10.651. Cu referire la Partidul Șor, situația este la data din 30 iunie 2022, dat fiind faptul că partidul respectiv nu a depus raportul pentru întreg anul 2022, adică la 31 martie acesta nu a depus raportul financiar. Dacă să facem o analiză comparativă cu anul 2021, atunci am remarcat că cel mai mare număr de membri plecați, sau mai bine zis, pierduți de către partidele politice a fost raportat de Partidul Șor, care a raportat cu peste 26.000 de membri mai puțin, urmat de Platforma Demnitate și Adevăr, care a raportat cu 6.200 de membri mai puțin și respectiv
PLDM cu 3.792 membri mai puțin. O creștere însă nesemnificativă a membrilor de partid a fost înregistrată de PDCM, Democrația Acasă și UCSM. Cu referire la evoluția veniturilor partidelor politice, am remarcat că în ultimii 3 ani partidele politice au raportat mult mai puține venituri decât în 2019, ca punct de reper. Astfel, în 2022 au fost raportate 47 de milioane de lei, ceea ce este aproximativ la același nivel cu anul 2020 și 2021. Cele mai multe venituri raportate, le aveți în imagine, au fost raportate de PAS cu peste 16 milioane, PSRM cu 8,5 milioane și pe locul 3 PDM cu 4 milioane. În anul 2022 am avut stabilit un plafon de peste 59 milioane lei conform cadrului legal. Prin urmare, vedem că niciun partid politic nu a ajuns nici măcar la jumătatea acestui plafon. Și dacă ne uităm la totalul veniturilor raportate de toate partidele politice, atunci vedem că nici venitul raportat de toate partidele politice nu atinge acest plafon. Cu privire la sursele de venit ale partidelor, 82% au fost din alocațiile de la bugetul de stat, 10% din activitatea economică, 6% din donații și doar 2% din cotizațiile de membru. Veniturile au fost declarate doar de 35 de partide politice, pe când alte 18 partide au raportat 0 lei venituri. În cazul a 94% din totalul veniturilor raportate, acestea au fost declarate de 8 partide politice și doar 6% de alte 27 partide politice. Adică vedem că, de fapt, toate sursele financiare raportate sunt în mâna doar a 8 partide politice. Și în acest context ne manifestăm îngrijorarea în legătură cu faptul că sursele de venit ale partidelor politice continuă să fie doar practic din alocațiile de la bugetul de stat. În situația respectivă, considerăm că dacă la un moment dat partidul ar înceta să mai primească alocații de la bugetul de stat, acesta nu ar mai avea venituri și, respectiv, ar numeri în categoria partidelor inactive, care sunt, la moment și așa, foarte multe în Republica Moldova. O analiză a ultimilor ani cu privire la sursa veniturilor demonstrează că din anul 2016, când partidele politice au început să primească alocații de la bugetul de stat, această sursă de venit, adică alocațiile de la bugetul de stat, a devenit practic principala sursă în detrimentul celorlalte surse de venit. Și vedem că dacă în 2020 alocațiile au constituit 62%, în 2021 a crescut la 70%, iar în 2022 a ajuns deja la 82%. Cele mai multe alocații de stat de la bugetul de stat au fost primite de PAS, care au recepționat 41% din totalul alocațiilor, urmat de PSRM cu 22% și PDM cu 11%. Prin urmare, vedem că și alocațiile de la bugetul de stat, practic, le primesc în marea majoritate 3 partide politice. Cu privire la alte surse de venit care pot fi utilizate de partidele politice, am văzut că acestea ar constitui doar 18%. Și aici, ca primă sursă, am analizat cotizațiile și am văzut că ele constituie doar 2% din totalul surselor de venit și au fost raportate doar de 14 partide
politice. Și dacă e să raportăm numărul de persoane care au achitat aceste cotizații la numărul total de membri care au fost raportați de partidele politice, vedem o diferență enormă. În grafic vedeți că cele mai reușite rezultate în acest sens au fost atinse de PAS, care a reușit să colecteze cotizațiile de membru de la aproximativ 70% din membrii de partid. În rest, rezultatele atinse sunt foarte slabe. De exemplu, PSRM a raportat peste 15.000 de membri, cotizații au fost achitate doar de aproximativ 338. În alt caz ar fi PDCM, cu 1864 membri raportați, cotizații au achitat doar 87, adică nu corespunde numărul de cotizanți cu numărul de facto de membri declarați. Ceea ce pune la îndoială dacă informația este într-adevăr corectă cu privire la numărul de membri care sunt declarați. Și aici trebuie să menționăm că anul acesta CEC a modificat legea privind partidele politice și acolo a stabilit că partidele anual trebuie să facă audit sau, mai bine zis, o inventariere a numărului de membri și să facă o listă completă a acestora. Și cea mai remarcat este faptul că din cele 14 partide care au raportat cotizații, doar în cazul a 7 partide politice, liderii de partid au achitat aceste cotizații. În cazul celorlalte partide politice, nici măcar liderii de partid nu au avut grijă să respecte prevederile statutului partidelor de a achita obligatoriu cotizațiile de membru. Așa. Cu referire la donațiile financiare, acestea tot au fost nesemnificative, doar 2 milioane de lei, au fost raportate de 15 partide politice, dintre care 93% din donațiile respective au fost efectuate de membrii de partid, doar 5% au fost efectuate de alte persoane fizice și 2% de persoanele juridice. A fost identificat un caz în care au fost încălcate prevederile de colectare a donațiilor, este vorba de Partidul Liberal, care a depășit colectarea donațiilor în numerar cu 12.120 de lei și constatăm că alte persoane fizice care nu ar fi membri de partid contribuie foarte puțin la finanțarea partidelor politice, ceea ce ar însemna că partidele politice lucrează slab în acest sens, adică de a implica financiar alegătorii sau cetățenii în finanțarea acestora. Am menționat deja că legea partidelor politice a micșorat valoarea donațiilor care poate fi colectată în numerar, de la 3 salarii medii pe economie până la 1 salariu mediu pe economie și ne-am propus să vedem cum în anul 2022 au fost colectate aceste donații. Și am remarcat că din 15 partide politice care au colectat donații financiare, în cazul a 11, acestea au fost colectate doar în numerar. Doar în cazul a 3 partide au fost colectate mixt, adică atât în numerar cât și prin transfer bancar, și doar într-un singur caz, este vorba de Partidul Schimbării, aceste donații au fost colectate doar prin transfer bancar. Cu referire la cheltuielile financiare, au fost raportate peste 36 milioane de lei de către 34 de partide, alte 19 partide au raportat 0 lei cheltuieli, adică vedem că ele practic sunt inactive. Multe din aceste 34 care au raportat cheltuieli, acestea au fost foarte mici și respectiv demonstrează că multe dintre ele, de asemenea, nu au avut careva activități. 89% din cheltuieli au fost efectuate din alocațiile de la bugetul de stat, iar 11% din alte surse,
În cazul a 93% din cheltuieli au fost raportate de 8 partide politice, iar 7 de alte 26 partide. Adică ca și în cazul veniturilor, remarcăm că majoritatea cheltuielilor sunt făcute, de fapt, doar de 8 partide politice care par a fi active. Cele mai multe cheltuieli au fost raportate de PAS cu 15,6 milioane de lei, PSRM cu 6,4 și respectiv PDM, actualul PSDE, pentru că am aplicat PDM din considerentul că pe parcursul anului 2022 era încă PDM și au modificat denumirea la sfârșitul anului. Deci PDM cu 3,3 milioane lei. Dacă e să ne uităm după sursa, mai bine zis, destinația cheltuielilor financiare raportate, cele mai multe au fost raportate pentru programe pentru tineri și femei cu 30%, urmat de cheltuieli pentru personal cu 23% și cheltuieli pentru întreținere și locațiunea sediilor cu aproximativ 18%. Ce este nou în acest raport este faptul că o remarcăm o creștere continuă a cheltuielilor raportate pentru programe pentru tineri și femei. Este o obligațiune prevăzută de cadrul legal că 30% din alocațiile de la bugetul de stat urmează a fi cheltuite în această direcție. Din acest considerent, partidele politice au început să raporteze tot mai multe cheltuieli la această categorie. Aici însă avem o problemă și considerăm că este o problemă gravă, fiindcă Comisia Electorală Centrală nici până la moment nu a adoptat un act normativ care să stipuleze ce tipuri de activități pot fi calificate ca activități pentru programe pentru tineri și femei și ce fel de cheltuieli trebuie raportate la această categorie. Aici avem partidele politice care au raportat astfel de tipuri de cheltuieli, sau mai bine zis, au raportat cheltuieli din alocații de la bugetul de stat și respectiv obligatoriu trebuiau să raporteze și cheltuieli pentru programe pentru tineri și femei. Și remarcăm că din 25 de partide politice, în cazul a 10% dintre acestea, plafonul acesta de 30% a fost depășit. Doar în cazul unui partid a fost raportat 30% exact. În cazul a 9 partide politice, cheltuielile respective au fost mai mici de 30%, iar în cazul a 5% din partide, acestea nu au raportat nici un leu cheltuit pentru programele respective. În continuare, vom prezenta ceea ce am constatat noi în baza informației raportate de monitorii noștri din teritoriu. Cum am evaluat informația respectivă? Am estimat cheltuielile pentru activitățile observate de monitorii noștri și le-am contrapus cu informația din rapoartele partidelor politice. În rezultat, am identificat cheltuieli neraportate de partide pe anumite domenii și le vom prezenta în continuare. Am observat 1940 de activități desfășurate de partide. Cele mai multe ar fi distribuirea materialelor informative cu 494 activități, proteste, flashmoburi cu 318 activități. Știm că anul 2022 a fost foarte bogat în proteste. Am avut de asemenea deplasări în țară și peste hotare cu 285 activități, activități statutare ale partidelor 283 și respectiv întâlniri cu cetățenii 158 de cazuri. Cele mai multe activități au fost raportate pentru PAS cu 38%, PSRM cu 31% și Partidul Șor cu 21% din activitățile observate. În rezultat am estimat peste 16 milioane de lei neraportate de 17 partide politice. Aproximativ 70% din cheltuielile respective au fost pentru Partidul Șor, urmate de PSRM cu 3,7 milioane
și platformă Demnitate și Adevăr cu 426.000 lei. Cu referire la Partidul Șor, reiterez că cheltuielile estimate au fost doar în baza raportului pentru semestrul întâi, fiind considerentul că aceștia nu au depus raportul anual. În funcție... Noi am monitorizat tot anul, dar... Da, noi am monitorizat tot anul, însă contrapuse doar cu cheltuielile raportate pentru semestrul întâi. În funcție de destinația cheltuielilor estimate drept neraportate, cele mai multe au fost pentru deplasări în țară și străinătate, 31%, urmate de întreținerea și locațiunea sediilor cu 28%, presă și materiale promoționale 23%, personal 11% și respectiv evenimente publice cu 8% din totalul cheltuielilor respective. Dacă e să facem o analiză a evoluției, deci, o analiză a evoluției cheltuielilor estimate drept neraportate demonstrează că pentru anul 2022 cuantumul acestora a fost mult mai mare raportat cu anii anteriori. Astfel, în 2022 am estimat aproximativ jumătate din cheltuieli drept neraportate din totalul cheltuielilor raportate la CEC. Deci au raportat 36,6 milioane de lei, noi am estimat altele 16,9 milioane de lei drept neraportate. Comparativ cu 2021, raportate au fost 51 de milioane, noi am ajuns la aproximativ 4 milioane drept neraportate. Mulțumesc, Mariana, dar până trece la recomandări, o să vin cu, ca să fie mai interactivă totuși discuția noastră și prezentarea noastră. Și până vă da cuvântul să oferiți întrebări pe aceste constatări nemijlocit prezentate, vreau să vin cu o precizare, reieșind și din cele menționate de Mariana, dar și din practica observată de noi. Noi avem un scop atunci când încercăm să monitorizăm și invităm partidele politice la discuții, avem un scop inclusiv să discutăm cu partidele, să înțelegem care sunt problemele lor. Cu regret trebuie să spun că am constatat din an în an o diminuare, să spunem așa, a deschiderii și descrește, practic, numărul partidelor care se arată interesate, disponibile de a discuta. Ori scopul nostru nu este doar de a analiza cifre, de a monitoriza în teritoriu, dar și de a înțelege ce înseamnă aceste constatări, ce înseamnă aceste observații care le vedem, sau ce înseamnă, de exemplu, faptul că, nu știu, constatăm noi deja o tendință, cum spunea și Mariana, destul de alarmantă, că, practic, partidele se finanțează doar din bugetul de stat. Da? Cum văd partidele? Noi o vedem acest lucru ca un aspect alarmant. Poate partidele o văd altfel și în sensul ăsta ne-am fi dorit să avem o deschidere mai largă din partea partidelor și pe această cale, pentru că știu că vor fi și în recomandări enunțate aceste aspecte, o să vin și eu cu acest mesaj, cu rugămintea ca partidele să fie mai deschise, mai transparente, pentru a-și explica poziția sa vis-a-vis de noile reguli de finanțare vis-a-vis de constatările pe care le avem și așa mai departe. Asta am vrut să spun și ca să facem mai interactiv, cum spuneam, poate luăm câteva întrebări din sală dacă sunt de la participanți și încercăm să răspundem dacă sunt pe baza constatărilor sau așa, după care o să revenim la tine, Mariana, și o să prezentăm și recomandările și după care o să încercăm să avem o discuție liberă pe mai multe aspecte pe care o să doriți să le enunțați dumneavoastră sau pe care ne-am gândit noi că ar fi bine să avem o discuție publică. Astfel, deschidem sesiunea de întrebări aici și vă rugăm, da, poftim. Te vrem a doua săptămână. Referitor la evoluția cheltuielilor raportate, versus cheltuielile neraportate, estimate,
Cum, care puncte este motivul pentru că anul acesta avem practic cu niște cheltuieli record de aproape 17 milioane de lei comparativ cu anul 2021, când erau puțin sub 4 milioane de lei. De ce atât de mult acum s-a făcut această diferență? Hai să încerci tu. În primul rând, am menționat despre... Ok. În primul rând, am menționat despre faptul că Partidul Șor nu a depus raportul pentru întreg anul 2022. Adică toate cheltuielile respective au fost estimate doar în baza raportului care a fost depus până la data de 30 iunie 2022. Și aici vedem că cele mai multe cheltuieli neraportate au fost anume pentru Partidul Șor, aproximativ 12 milioane. Nu știm dacă ei ar fi raportat atât, fiindcă noi în anul 2022 ne-am modificat și metodologia de observare a acestor evenimente. Adică dacă până la moment observam, nu direct, dar post factum, post eveniment, acum noi evenimentele majore le observăm direct, adică la fața locului. Monitorii noștri, când știu că se organizează un eveniment mai major, merg și observă la fața locului ce se întâmplă acolo. Și pe parcursul anului 2022 știm că Partidul Șor a avut numeroase evenimente, anume cu impact și care costă. Mai ales aceste proteste organizate de ei în, atât în municipiul Chișinău, cât și la nivel teritorial și toate costurile implicate de aceste evenimente. În primul rând este vorba de transportarea acelor participanți. Iată, datorită acestora, adică faptul că ei nu au depus raportul financiar, cât și datorită faptului că ne-am modificat metodologia de monitorizare prin observare directă, am reușit să estimăm și mai multe cheltuieli. Și în completare, dacă îmi permiteți, aș vrea să spun următoarele. Dacă ne uităm la graficul pe care Mariana vi l-a prezentat cu privire la evoluția pe ani a cheltuielilor raportate versus estimate, într-adevăr, am constatat și noi în ultimii ani, 2020-2021, o scădere a acestor cifre. Și ne-a pus întrebarea de ce. Respectiv, analizând și propria metodologie, propriile metode de lucru, am înțeles că este nevoie să depunem eforturi mai mari, mai consistente pentru monitorizarea la zi, cum s-ar zice, a evenimentelor, a activităților partidelor politice. Ori, exact, Mariana va explica mai devreme că observatorii noștri sunt și acum în teritoriu. Dar asta nu înseamnă că 43 de observatori sau monitori sunt gata, pe loc și monitorizează live oricare eveniment. Deci evenimente sunt foarte multe în toată țara, respectiv, foarte multe din acestea sunt monitorizate, după cum spuneam, prin intermediul rețelelor sociale, postărilor pe care le fac partidele, eu știu, publicațiilor pe care le fac, materialelor pe care le distribuie și le vedem ulterior. Adică se analizează în mare parte post-factul. Urmărind tendința din 2020-2021, cum spuneam, ne-a zis, este oare o problemă în metodologia noastră de monitorizare sau este într-adevăr o creștere a calității raportării? Da? Și atunci am zis, haideți să vedem, să înțelegem totuși de unde se trage în mod special problema. Astfel încât la începutul anului am luat decizia să, la începutul anului 2022, am luat decizia să monitorizăm cel puțin o parte din evenimente, acele care au un caracter mai major, să spunem așa, cum ar fi proteste, meeting-uri, acțiuni de amploare, cum ar fi, eu știu, aceleași întrunire a partidelor când își organizează anual congresele, da? Astfel de evenimente ne-am propus să le vedem, pentru că ele sunt de obicei anunțate din timp, noi știm unde vor avea loc, ne-am propus să le vedem pe viu. Și atunci am concentrat o parte din eforturi și în această direcție. Probabil că este inclusiv și acest efect al urmăririi mai active a unor evenimente, conjugat cu, într-adevăr, faptul că Partidul Șor a avut foarte multe acțiuni de protest în anul 2022, respectiv toate acestea acumulate
Și faptul că nu s-au prezentat ei raportul pentru semestrul 2, avem această constatare, să spunem așa, nu putem să afirmăm acum cu certitudine că este o creștere iarăși fulminantă a numărului de cheltuieli neraportate, dat fiind faptul că sunt mai mulți factori implicați, dar vom vedea care va fi tendința și pentru viitor. Ușor nu a depus raportul pentru cel de-al doilea semestru al anului 2020, dar ne înțelegem că este un proces penal la Procuratura Anticorupție și dar ei erau obligați să prezinte chiar având aceste procese în instanță sau cumva se subînțelege că nu puteau, adică de fapt ei erau obligați sau... Ei erau obligați. Erau obligați. Cu siguranță legea obligă și având niște dosare sau având niște procese penale pornite, aici probabil trebuie sau puteți să întrebați și reprezentanții Comisiei Electorale Centrale, în ce măsură, eu știu că am analizat anterior raportul elaborat de Comisia Electorală Centrală și din acel raport am văzut exact răspuns la întrebarea dumneavoastră. Deci, așa am înțeles că partidul parțial și-a declinat sau a răspuns la întrebarea de ce nu a prezentat raportul prin referindu-se la faptul că au fost ridicate mai multe acte, documente și respectiv ei nu ar fi putut prezenta raportul, dar din raportul anual al Comisiei Electorale Centrale o să vedeți mai multe detalii în care se explică că, de fapt, aceștia au avut acces la majoritatea actelor, majoritatea documentelor și ar fi putut, dacă era bună credință, să prezinte raportul anual. Nu sunt avocatul Comisiei Electorale Centrale sau Partidului Șor, nu știu unde este neapărat adevărul, dar cu siguranță este o obligație legală și toate partidele au cel puțin obligația să încerce să demonstreze faptul că ei sunt de bună credință sau acestea sunt de bună credință și că au făcut eforturi în acest sens. Din păcate, știm că și alte partide au depus rapoartele cu ceva întârziere, dar acestea au fost respectiv sancționate și chiar și așa au depus aceste rapoarte. Adică există posibilitatea de a depune și după termen, sigur, cu aplicarea anumitor sancțiuni, dacă este cazul. Și puteți, cum spuneam, să vedeți un răspuns mai elaborat din partea Comisiei Electorale Centrale la acest subiect, dar și de la partidul respectiv, care deja este în afară legii. Mulțumesc, domnule. Mai sunt întrebări? Dacă permit eu să mai adresez o întrebare, tot aici notați despre aceste sancțiuni aplicate pentru Partidul Șor, că vor fi lipsite alocații de la bugetul de stat pe o perioadă de 12 luni. Mai este un partid care are asemenea sancțiuni sau e unul din ce ați realizat dumneavoastră? În baza rapoartelor pentru anul 2022 au fost lipsiți de alocații doar Partidul Șor. Însă, sancțiunea respectivă este aplicată destul de des de Comisia Electorală Centrală. O să observați, este mult mai frecvent aplicată în perioada electorală, atunci când rapoarte sunt depuse mult mai des, adică mult mai multe, și CEC elaborează astfel de hotărâri mult mai, adică practic săptămânal. Acolo, aplicată sancțiunea respectivă este mai frecvent. În baza rapoartelor anuale și semestriale, în funcție deja de când sunt identificate încălcările. Dar în cazul Partidului Șor, dacă o să observați, ei sunt lipsiți de alocații de la bugetul de stat deja de câțiva ani, adică sancțiunile se urmează una pe alta și la moment ei nu primesc alocații, nici nu au primit nici în anul 2022, nu primesc nici în prezent și nu vor primi nici ulterior, cu atât mai mult că au fost scoși în afara legii. Și aceste modificări la legislația electorală care te-ați menționat la început nu sunt prea dure, de exemplu, aici adierea partidului politic în cazul unei depunerei raportului de gestiune financiară. Cum le evaluați dumneavoastră? Dacă îmi permiteți aici să intervenim,
dacă Mariana vrei să zici. Noi, atunci când am analizat legislația conexă care era în proces de modificare, la fel am avut o discuție în cadrul echipei asupra acestui subiect și trebuie să spunem că, da, nu este o măsură care o să întâlnim poate foarte frecventă în alte părți, dar noi, din practica care v-am prezentat-o, din statistica multianuală, să spunem așa, care o avem, constatăm un fenomen care, practic, nu și are rezolvare. Sunt zeci de partide care nu raportează la Comisia Electorală Centrală sau sunt partide care, inclusiv fondatorii lor sau liderii partidelor, dacă vreți, sunt și decedați. Ei nu au cum să depună aceste rapoarte. Membrii acestora sau reprezentanții care sunt în organele de conducere a partidelor, la fel nu sunt de găsit. Și atunci ce facem noi cu partidele respective, câți ani ele vor exista pe hârtie și vedem, din păcate, aici este o părere, dacă doriți și personală a mea, vedem din păcate că avem și un fenomen în care partidele politice din Republica Moldova sunt, să zic eu așa, recondiționate, da? Și vândute ulterior sau își fac apariția ulterior în piața politică, rebranduite, atunci când apare și un investitor mai solid. Deci, noi de o asemenea clasă politică avem nevoie, îmi pun întrebarea. Sau avem nevoie totuși de o clasă politică vie, cu idei, și nu care este ghidată doar de bani și în care partidele funcționează doar atunci când au bani. Deci, reieșind din acestea, cred că urmează să vedem cum vor fi aplicate astfel de, sau această prevedere, această măsură în continuare. Eu intuiesc că unele din partide se vor sesiza sau se vor autosesiza și vor depune totuși rapoartele la Comisia Electorală Centrală, chiar dacă nu au făcut-o de mult timp. Respectiv, vom înțelege dacă ele într-adevăr există sau nu există. Urmează să vedem. Deci, prevederea este una nouă, dar cu siguranță va fi, să spunem așa, este o măsură bazată pe lege, deja și nu este o măsură, și asta este bine, trebuie de spus, în sensul în care nu este o măsură care va fi aplicată de Comisia Electorală Centrală, dacă vreți, prin regulamente sau prin alte interpretări, dar este o măsură prevăzută de cadrul legal. Eu aici să adaug puțin. La început, când am menționat despre modificarea cadrului legal, acolo prevederea stipula că partidul va fi radiat în cazul în care nu depune raportul financiar timp de 2 ani consecutiv. Timp de un an, el trebuie să depună 3 rapoarte financiare, 2 semestriale, unul anual. Este o metodă foarte bună de a scăpa de sau de a rezolva problema cu partidele politice care de fapt nu activează absolut deloc și stau suspendate cumva în așteptarea a careva activități. Nu știu de ce măsură, Nicolae menționase, poate vânzare-cumpărare. Dar în ultimul timp, datorită inclusiv modificării cadrului legal, am observat că numărul de partide politice care nu depun rapoartele financiare deja este mult mai mic. Adică ele au început să se conformeze, respectiv, considerăm că este o măsură foarte bună de a rezolva problema respectivă. Eu cred că, într-adevăr, o parte din problema respectivă, din neraportare, o vom vedea soluționată în următorii ani, odată cu activitatea tot mai intensă, să zic așa, sau mai fructuoasă, sperăm noi, a noi direcții supraveghere și control a finanțelor partidelor politice și a campaniilor electorale. Ori avem așteptări mari în acest sens și cu siguranță, la fel ce este important de precizat, probabil că trebuie să înțelegem că aceste prevederi de care am spus că au intrat în vigoare din 2023 se vor aplica practic, dacă doriți, din 2025 sau din 2026, adică toți vor avea acești 2 ani de zile, nu se vor aplica retroactiv pentru rapoartele care nu au fost depuse în anii precedenți. Respectiv, cred că este, dacă doriți, și de bun simț ca
acele partide care într-adevăr consideră că au ceva de spus, să se mobilizeze și să facă acest efort, să depună rapoarte, așa cum fac, de fapt, și alte, și alte partide care depun rapoarte pe zero. Deci nu este o problemă să spui că n-ai cheltuieli sau n-ai venituri, dar trebuie să spui că există măcar. Să declari că există. Da. Partea raportului care o să vrem să fie dezbatere, să ne expunem dar dacă concret la întrebare. Deci cifrele și procentele care le dădeați ani în rând cu privire la decalajul între cifrele declarate de către partide în raport, dar și estimările făcute de către promoveți, sunt totdeauna au adus anumite nemulțumiri sau insatisfacții, atât pe partea partidelor politice, cât și pe partea altor subiecti implicați în acest domeniu. Deci, întrebarea ar fi, care metode de evaluare sau estimare a cheltuielilor partidelor de aplicație, vă rog, metodă prin comparație sau aveți și alte metode, în special cu ultimul lucru, ceea ce ține de activitate politică în domeniul online, da? Este tot mai mare creștere. Și atunci, întrebarea era, ce mecanisme sau metodologii de, de monitorizare și de estimare a cheltuielilor utilizați? Dacă să vorbim de publicitatea online, pentru că ați menționat despre online, atunci în cazul rețelelor de socializare, și aici este vorba în primul rând despre Facebook, aplicăm rapoarte, sau mai bine zis, utilizăm rapoartele publicate de Meta pe pagina oficială a acestor, adică le descărcăm periodic aceste rapoarte pentru a vedea cât au cheltuit partidele politice, precum și alți subiecti pentru promovarea anumitor partide politice. Cheltuielile respective le aplicăm la estimarea cheltuielilor raportate de facto de partidele politice. În cazul celorlalte activități, adică nu neapărat online, întotdeauna observăm ce elemente sunt utilizate în cadrul evenimentelor desfășurate de partidele politice. Haideți să luăm, de exemplu, un protest organizat de Partidul Șor. În primul rând, am luat pentru estimarea cheltuielilor transportul utilizat pentru transportarea acelor participanți la aceste evenimente. Și aici, în primul rând, numărul de unități de transport și am luat prețul minim pentru transportarea din cea mai apropiată regiune către Chișinău. În al doilea rând, pentru protestele Șor, întotdeauna au fost difuzate online aceste proteste pe Privesc Eu. Iată, toate aceste derulări pe Privesc Eu, de asemenea, costă bani și conform paginii oficiale acestui difuzor sunt postate și prețurile aplicate pentru fiecare minut. Inclusiv aceste cheltuieli sunt luate în calcul la estimarea costurilor pentru eveniment. Adică tot ce ține de ce este observat în cadrul evenimentelor. Sunt, de exemplu, observate maiouri sau chepiuri utilizate de suporterii partidului politic. Inclusiv acestea sunt estimate pentru a calcula cât a costat evenimentul. Prețul aplicat este prețul minim de piață, identificat pentru fiecare produs estimat. De exemplu, pentru un maiou, dacă să luăm cu inscripția partidului politic, prețul utilizat este, aplicat este de 120 de lei, dacă nu greșesc. Adică este prețul minim și este actualizat periodic. Și acestea sunt prețurile raportate pentru toate partidele politice. Da. Ca să fie clar. Criteriile sunt aplicate? Da. Criteriile pentru fiecare partid aceleași. Aici trebuie să spun. Și aș mai avea o întrebare. Bine, tot discutam despre faptul că, iarăși, cifrele arată că finanțarea publică este sursa de bază a finanțării partidelor politice în Republica Moldova, finanțarea privată cumva se uite de ea. Am observat că o metodă aplicată în scrierea raportului a fost interviurile cu partidele politice. Și atunci întrebarea ar fi dacă în discuții cu ele
Ați văzut interes ei să se autoinstruiască sau să organizeze anumite activități pe partea de fundraising, de acumularea a finanțelor. Deci cum partidele politice au capacitate partinică de a acumula finanțare privată și a vrut să baza parte finanțarea publică care este prezentă pe capul. Ceea ce am spus mai devreme cu referința la interviurile cu partidelor, n-am dat și cifre, dar trebuie să spunem, la nivel central și-au arătat disponibilitatea de a discuta doar 4 partide, dacă nu greșesc, Mariana, da, din 57. Și inclusiv unele dintre acestea au fost de acord să completeze, de fapt, un chestionar sau să dea răspuns prin scris la listă de întrebări și nu a fost o discuție neapărat, ceea ce oricum te limitează la fel în, eu știu, calitatea răspunsurilor sau calitatea discuției care poți să o ai. Ceva mai bine lucrurile au stat în teritoriu, au fost în jur de 77 de discuții, interviuri ale monitorilor cu reprezentanții partidelor în teritoriu, dar aici trebuie să spunem că o constatare cronică, dacă doriți, pe care o avem, este că practic partidele sau filialele partidelor în teritoriu, ele nu decid nimic la nivel de, eu știu, cheltuieli, donații, bani și așa mai departe. Deci acestea sunt întreținute de la centru, toate diviziile lor de cheltuieli se aprobă la nivel central. Probabil, inclusiv din cauza asta, lansez eu acum o ipoteză, nu există nici mari motivații de a colecta donațiile și cotizații la nivel local, pentru că partidele nu sunt sau nu se simt neapărat implicat în acest proces decizional. Nu zic că la toate partidele, cu siguranță sunt practici diferite. Respectiv, există loc de mai bine, așa cum spuneam. Dacă am avea ocazia să discutăm, vă asigur că am avea posibilitatea să înțelegem pe de o parte mai bine, iar pe de altă parte, dacă doriți și în virtutea experienței noastre de monitorizare, la fel, întotdeauna suntem deschiși să contribuim inclusiv cu anumite idei, cu anumite sugestii, ori pentru asta noi și formulăm, de fapt, întotdeauna recomandări. Suntem gata să le prezentăm de fiecare dată partidelor, pentru că aceștia să-și îmbunătățească mecanismele interne, să spunem așa, de finanțare. Da, o să completez aici puțin. Ce am mai remarcat la nivel teritorial este faptul că când aud întrebări despre procesul de finanțare sau cum este organizată finanțarea la nivel local, apare o frică sau o barieră în fața reprezentantului partidului politic, fiindcă unicul răspuns, marea majoritate, totul la nivel central, mergeți la dânsii și întrebați pe dânsii. Adică sunt mai deschiși atunci când discutăm despre câte persoane sunt angajate la dumneavoastră aici în birou sau, eu știu, ce activități ați realizat sau, de fapt, ce suprafață are biroul, dacă doriți, pentru că și asta se calculează, se estimează, să spunem așa. Dar la întrebarea exactă ce care menționa Mariana, da, e jale. Deci, dacă doriți, iarăși ca o ipoteză de lucru, dacă ar fi să o lansăm, probabil că dacă s-ar dori într-adevăr democratizarea vieții interne de partid, ar trebui să se umble și la aceste aspecte legate de finanțarea partidelor politice și mai bine zis a organizațiilor teritoriale a partidelor politice, da? Atunci când aceste organizații, acești lideri locali vor înțelege, vor conștientiza, vor simți și responsabilitatea, dar și oportunitatea care le se oferă. Pentru că altfel nu știm cum reușim, dar atunci să avem niște partide veritabile, care într-adevăr pornesc de la firul ierbii și lucrează cu problemele cetățenilor. Mai sunt întrebări? Eu vreau să mai fac referință la un alt aspect și noi aici câteva luni în urmă am vorbit despre acest lucru, despre finanțarea partidelor politice sau finanțarea politică de către terți. Acest lucru este menționat cumva mai lapidar în acest raport, pentru că am dezghiucat subiectul într-o analiză separată pe care o găsiți la fel pe pagina web a Asociației Promulex.
Dar chiar și așa, vrem să spunem că fenomenul, sau să reamintim încă o dată despre fenomenul respectiv și să ne gândim la el ca la o provocare, pentru că am văzut, inclusiv în contextul protestelor, da? Noi n-am avut ocazia să efectiv cunoaștem care ar fi fost cheltuielile partidului Șor dacă le-ar fi raportat cheltuielile pentru aceste proteste, ori majoritatea protestelor au avut loc în a doilea semestru și fără de cifre nu putem să vorbim foarte concludent, dar o îngrijorare majoră care o avem în acest sens este că și pornește inclusiv, dacă doriți, și la unele declarații a liderilor respectivului fost partid, precum că, dar ei n-au avut cheltuieli. Cheltuielile au fost, dacă țineți minte, la o anumită etapă, deja se vorbea despre acea coaliție de partide sau care organiza protestele. Respectiv, am zis să reamintesc acum despre acest fenomen, pentru că este necesar și vom reitera de câte ori vom avea ocazie, inclusiv în adresa autorităților, dar și a Parlamentului, necesitatea de a interveni pe cadrul legal și de a asigura un control inclusiv asupra finanțării de către terțe părți. Deci, avem în continuare trei campanii electorale, locale, generale, prezidențiale și parlamentare. Și dacă acestui fenomen nu îi se va pune aprecierea juridică necesară și nu va fi monitorizat corespunzător, riscăm să avem probleme foarte mari. Amintesc doar din cheltuielile pe online au fost zeci de mii de euro monitorizate de către noi, urmărite de către noi, cheltuieli făcute de către părți terțe în beneficiu, în favoarea unor partide politice, dacă nu greșesc, parcursul anilor 2021-2022. Așa spuneam noi în acea analiză. Zeci de mii de euro. Deci persoane necunoscute, persoane formal neafiliate la un partid sau altul, dar care au plătit promovare politică pentru acțiunile politice respective. Și credeți-ne că acest lucru va avea doar să ia amploare în continuare dacă nu se va interveni. Dacă nu mai sunt întrebări, salut, Grigorie, te rog. În primul rând, felicitări pentru acest raport consistent, foarte interesant și felicitări pentru că promoveți continuu, are continuitate în monitorizarea activității și finanțarea partidelor politice deja în loc de an. Eu am, nu știu așa, două, trei întrebări care îmi vin așa după ce am te diagnoză în raportul. Dacă ați monitorizat cumva fondurile de alocare partidele unor fundații, NGO-uri, televiziune filiale, dacă a existat în 2022, ne referim la anul în care s-a făcut la sport. M-a interesat că tine recomandările pe care ne-a făcut în raportul din 2021 au fost atinse, adică au fost realizate. Și a primă întrebare, cum pot organizații societăți civile, în cazul nostru organizații de platform local, să sensibilizeze partidele politice, să încurajeze colectarea de fonduri partidele pe plan. Subvenția la proiectul de stat. Ceea ce ține de alocarea banilor de la partide către fundații, nu avem acces la așa date, fiindcă atunci când se publică rapoartele partidelor politice, este general, doar pe linii de cheltuieli, fără a apărea careva detalii concrete cui și cât s-au oferit. Adică sunt cheltuielile totale. Nu avem acces. Anterior, de exemplu, pentru moment, noi nu avem acces nici cel puțin la donațiile materiale sau, am zis, în servicii gratuite, oferite gratuit sau în condiții mai avantajoase decât ofertele de piață. Nici la aceste donații nu avem acces. Cu toate că CEC, în hotărârea care a aprobat-o la 31 mai, a identificat și acolo nereguli. Noi nu am avut acces să verificăm ce a fost acolo de fapt, fiindcă datele respective nu sunt publicate.
după aprobarea noului regulament privind finanțarea activității partidelor politice, sperăm că aceste date vor fi mai detaliate, cu toate că detalii privind cine a fost beneficiarul surselor financiare achitate de către partide, noi așa și nu avem acces. În cadrul alegerilor, rapoartele care sunt oferite la Comisia Electorală Centrală, acolo este inclus inclusiv prestatorul de servicii sau pentru cine s-a achitat. În cazul rapoartelor financiare anuale sau semestriale, datele respective nu sunt. Respectiv, nu pot să spun cât s-a alocat pentru fundații și dacă s-a alocat acest sau astfel de bani. De obicei era invers. Dacă am înțeles noi corect întrebarea, erau fundațiile sau organizațiile cele care contribuie sau contribuiau la activitatea unor partide politice. Despre lucrul ăsta, dacă să întoarcem întrebarea invers sau să schimbăm sensul de direcție al, eu știu, banilor, să mă exprim așa, despre lucrul ăsta am vorbit exact și în acea analiză despre care ziceam anterior, privind finanțarea politică de către terțe părți. În acel document o să găsiți detalii despre mai multe organizații care au contribuit pe parcursul anilor, nu neapărat doar în anul 2022. Trebuie să spunem că în anul 2022, totuși și din observațiile curente, să spunem așa, la zi, totuși nu se vede sau nu este vizibilă o activitate a fundațiilor politice sau afiliate partidilor politice sau unor politicieni sau altor organizații care anterior erau, vă amintiți, 2017, 2018, 2019, foarte active, acum practic nu există, ceea ce încă o dată ne demonstrează faptul că cu siguranță activitatea lor cel mai probabil era totuși legată, motivată de susținerea unui partid sau unui concurent electoral, și nu ar fi fost o simplă coincidență, să spunem așa. Poate celelalte întrebări, dacă... Ceea ce ține de diversificarea surselor de finanțare, partidele au dreptul să obțină venituri din subvenții, din cotizații, donații, sub formă de servicii sau financiare și venituri economice. Dacă s-ar încerca cel puțin colectarea cotizațiilor de membru, măcar de la membrii active ai partidului politic, deja ar fi o dovadă că partidul este activ și are suport din partea cetățenilor. În cazul în care avem raportat ceea ce avem, adică nu sunt colectate aceste cotizații, remarcăm că nici nu se observă o activitate la nivelul partidului. Și aici am menționat că doar în cazul PAS avem 70% din membrii de partid care achită aceste cotizații. Înseamnă că se poate, dacă se lucrează la nivelul inclusiv teritorial cu membrii de partid. Și ați observat că numărul de membri raportați nu este mare, sunt doar 10.000 de membri de partid. Pe când în cazul celorlalte partide numărul de membri este foarte mare, însă nu se colectează cotizațiile. Eu aș veni aici cu o completare, este aspectul ăsta menționat și în raport și este o bună practică pe care vrem să o scoatem în evidență. Dacă nu greșesc, sunt trei partide, nu mi-amintesc acum lista tuturor trei, dar știu că este PAS, PDCM și mai este Partidul nostru. Și Partidul nostru, care au platforme sau posibilitatea de colectare online, pe paginile lor web, a cotizațiilor și a donațiilor. Deci, cu siguranță, astfel de platforme facilitează, să spunem așa, acest lucru. Și partidele ar trebui încurajate să și le dezvolte. Eu cred că există potențial în această direcție. Serviciile IT nu costă neapărat atât de mult deja în ziua de astăzi ca să faci lucrul acesta. Deci trebuie să existe mai curând o voință politică, probabil, la nivelul partidului de a asigura o disciplină, să spunem așa, financiară în cadrul partidului. Și ultima întrebare, Mariana, era cu recomandările. Cât din ele s-au regăsit ulterior sau în legislație? Suntem norocoși, fiindcă am menționat că s-a modificat legislația, adică codul electoral, inclusiv cadrul legal conex. Avem o statistică efectuată, câte recomandări din ceea ce noi am înaintat, fiindcă Promolex s-a lucrat foarte intens în procesul de modificare a cadrului legal.
Am avut o sumedenie de recomandări, avem și o statistică oficială. Nu am acum datele dezagregate pe codul electoral versus legislația conexă, dar în total am avut peste 260 de recomandări prezentate Comisiei Electorale Centrale, din care circa 55% au fost acceptate, parțial sau complet. Și deja la etapa de discuție în Parlament, la fel, cele care au rămas în afara discuții sau au rămas neacceptate anterior, la etapele precedente au mai fost încă circa 20% la fel acceptate, dar iarăși cu siguranță majoritatea dintre acestea s-au referit la codul electoral și nu neapărat la finanțarea partidilor, deși și aceste reguli, și acolo au fost incluse reguli foarte importante noi, să spunem așa, cu privire inclusiv la finanțarea partidilor politice. Și pe această cale credem că, sau vrem să salutăm efortul de fapt care l-au făcut autoritățile în 2022 și să încurajăm în continuare să fie implementate acele modificări introduse în legislație. Sunt într-adevăr foarte multe. Vedem că se depun eforturi inclusiv pentru informarea asta și în contextul întrebării doamnei Rusu. Se depun eforturi mari de către autoritățile electorale și de parteneri de dezvoltare în direcția informării, campaniilor de informare, dacă doriți, în direcția organizării de traininguri, din câte știm, cu trezorierii partidelor politice. Sperăm ca toate aceste lucruri, în cumul, dacă doriți, încă o dată, și cu sancțiunile, care la fel sunt importante, să-și dea roadele și să avem o transparență mai crescută, mai bună a finanțării partidelor politice, iar banii să influențeze politica în măsura în care sunt necesari pentru a ajunge la cetățeni mesajele partidelor politice și nu pentru a cumpăra, știu, voturi sau alte favoruri, să spunem așa, din partea acestora. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci aș vrea să rog pe Mariana să revenim la recomandări și ulterior la sesiunea de discuții deschise să dezbatem și aceste recomandări și alte aspecte pe care o să doriți dumneavoastră. Că vine vorba de recomandări, cu toate că avem recomandări care nu au fost acceptate de organul electoral sau legiuitor, sunt recomandări pe care vom insista în continuare și una din astfel de recomandări ar fi că trebuie modificată legea partidelor astfel încât acel plafon stabilit pentru veniturile partidelor politice care pot fi acumulate pe parcursul unui an să fie calculate în funcție nu doar de cotizațiile de membru și donații, dar și în funcție de alocațiile de la bugetul de stat. Fiindcă am văzut că veniturile partidelor politice în proporție de 82% sunt din alocații de la bugetul de stat. Însă atunci când se estimează dacă partidele respectă acest plafon sau nu, stabilit de cadrul legal, alocațiile de la bugetul de stat nici cel puțin nu sunt luate în calcul la calcularea acestui plafon. De asemenea, am recomandat legiuitorului să reglementeze finanțarea politică și electorală de către părțile terțe. Nicolae menționase deja despre acest aspect și analiza care am făcut-o în luna aprilie. O altă recomandare este de a reglementa utilizarea abuzivă a resurselor administrative în scop de promovare politică, inclusiv în perioada din afara alegerilor, fiindcă la moment aceasta este interzisă pentru perioada electorală, însă noi am observat că acest instrument este utilizat pe larg, inclusiv în perioada din afara alegerilor. Și o ultimă recomandare pentru Parlament. Considerăm că este necesar să reglementeze activitatea blocurilor politice formate din două sau mai multe partide în perioada preelectorală, din perspectiva raportării financiare a cheltuielilor efectuate în comun. Pentru Comisia Electorală Centrală, o recomandare care se repetă an de an ar fi consolidarea capacităților CEC în vederea instituirii unui mecanism de control a cheltuielilor declarate de către partide. Nicolae deja menționase că a fost creată acea direcție separată care se va ocupa de supravegherea și controlul partidelor.
Însă, până la moment, am constatat că au fost suplinite doar 5 funcții vacante din 8 care, de fapt, au fost alocate pentru această direcție. Din aceste 5, 3 sunt doar de execuție și 2 funcții de conducere. Adică nu prea are direcția cu cine încă lucra. Este nevoie de personal calificat care să asigure executarea acestui proces. Am mai recomandat să fie automatizat procesul de supraveghere și control prin interconexiunea SAS alegeri cu celelalte registre de stat deținute de alte autorități de stat, pentru a face procesul mult mai ușor pentru Comisia Electorală Centrală și mai eficient. Este necesară adoptarea metodologiilor și instrucțiunilor de lucru privind raportarea financiară și, de asemenea, considerăm că este nevoie de un ghid sau o metodologie cu privire la raportarea cheltuielilor pentru programe pentru tineri și femei, fiindcă am menționat despre creșterea cheltuielilor raportate la acest domeniu de activități. Am recomandat CEC, de asemenea, să publice sistematic informația privind rezultatele inițierii proceselor contravenționale în exercitarea atribuției de supraveghere și control și, de asemenea, este stringent necesară dezvoltarea modulului control financiar, fiindcă, reiterăm, rapoartele vor fi recepționate doar în format electronic prin acest modul, care pentru moment încă lucrează cu dificultăți și funcționalitățile sunt foarte limitate. Pentru partidele politice, am recomandat să fie asigurată o disciplină la colectarea cotizațiilor de membru, să fie fortificat procesul de colectare a donațiilor și cotizațiilor, inclusiv prin diversificarea metodelor de colectare și să fie asigurată o colaborare activă a partidelor cu părțile interesate în procesul de monitorizare a finanțării partidelor politice. Asta a fost tot. Vă mulțumim pentru atenție. Și acum, dacă deschidem iarăși sesiunea de discuții, dacă doriți să luați cuvântul sau să vă expuneți asupra raportului sau poate asupra recomandărilor pe care le-am formulat. Da, poftim, vă rog. Vreau să fac o remarcă la observația dumneavoastră din raport cu referire la faptul că sursa de bază a cheltuielilor sunt alocațiile de stat. Înțeleg îngrijorarea dumneavoastră, pe de altă parte eu văd în aceasta un exercițiu democratic. Unul și-a dat votul pentru un anumit partid, deci știm doar că alocațiile se dau ca proporție de rezultate la alegeri. Și atunci, omul care și-a dat votul pentru un anumit partid are încredere în acest partid și el redirecționează alocațiile anumitului partid pentru care are încredere că o să fie cheltuite așa cum trebuie. Pe de altă parte, dacă vorbim de finanțarea donației, cotizației, activitatea economică, ați menționat deja că noi am trăit doar am strâns 70% din cotizații, dar de lângă acest fapt, cotizațiile le strângem prin casă, dar și online. Noi avem și diferite cotizații. Am pus de la 10 lei până la 1000 de lei, în dependență de sursa omului, de venit el la rece cotizația, cu toate chiar din teritoriu au venit, deja s-au scos acum recent, deci cotizația 10 lei pe an, fiind prea mică o cotizație. Și atunci, ceea ce se referă la cotizație, dar donațiile. Nu putem să insistăm foarte mult pe donații, pentru că acesta este un băț cu două capete. Nu știi, deci bine dacă donatorul este un onest, dar știți că au fost cazuri când au fost trimis donații și le-am returnat înapoi. Activități economice, eu am văzut în raportul de la CEC, 5 partide au raportat activități economice, printre care și partidul PAS. Noi avem venit de la comercializarea produselor cu simbolul PAS, care apropo tot sunt
sunt, putem face și online, da? Aceste cumpărături. Și organizarea evenimentelor cu taxe de intrare. În total a fost sumă de, nu mare, 32.170 pe anul 2022. Dar, iarăși, ce propunem? Să facem din partid un SRL, dacă să ne să desfășurăm activități economice sau totuși să ne bazăm pe, mai mult pe cotizații, donațiile binevole. Da, vă mulțumesc pentru... Tot ale membrilor. Eu consider totuși membrii partidului când vânează. Vă mulțumim mult pentru comentarii și întrebări. Chiar sunt foarte bune, sunt un punct de discuție sau un punct de start al discuției. Eu am notat și aici inclusiv aspectul ăsta cu finanțarea de la bugetul de stat și văd că și dumneavoastră v-ați ridicat, deci haideți să discutăm. Dar din start vreau încă o dată să atrag atenție sau să menționez de fapt că toate recomandările pe care noi le-am prezentat sunt adresate nu unui partid politic sau altuia, sunt adresate partidelor politice în general și instituțiilor statului. Deci, de aceea, noi având 57 de partide politice înregistrate, avem așteptarea ca să avem totuși o societate politică mult mai vibrantă. Ori o societate politică vibrantă o ai atunci când există activități ale partidelor. Ori activitățile partidelor se fac, trebuie să spunem, și cu bani. Deci, poți să faci o perioadă de timp în bază de voluntariat, dar la o anumită etapă, pentru anumite lucruri, ai nevoie totuși și de niște bani. Deci, recomandările noastre vin să încurajeze partidele să depună mai multe eforturi pentru a colecta donațiile, cotizațiile de la membri și cotizațiile de la membri și donațiile de la susținători pentru a avea posibilitatea de a se implica activ în acest sens. Deci nu este, nu vom viza neapărat partidul PAS și din contră menționam că aveți și anumite bune practici de rând și cu alte partide pe care le încurajăm și sperăm să fie preluate și de alții. Inclusiv menționați dumneavoastră acum și despre colectarea veniturilor, să spunem așa, din activitate economică, ceea ce într-adevăr este un procent foarte scăzut încă în activitatea partidelor sau din activitatea partidelor politice, dar de ce nu? Trebuie să vadă fiecare unde există potențial și unde se poate manifesta, inclusiv în acest sens. Cât privește, să revin la finanțarea partidelor de la bugetul de stat, ca să fie foarte clar poziția noastră, Asociației Promolex, noi nu punem în discuție corectitudinea metodei actuale care există, în sensul în care este logică, este legală, a funcționat și funcționează foarte bine această logică, ca după susținerea sau în funcție de suportul pe care îl ai din partea cetățenilor, să primești și acești bani. Întrebarea mea este, dacă doriți să spun așa simplu, dar nu ne face sau nu le face pe majoritatea partidelor o asemenea abordare mai leneși? Oare chiar atât este limitată capacitatea noastră ca societate de a contribui, de a susține partidele politice cu donații? Încă doar 2 milioane de lei acumulate de toate partidele politice? Deci, aici este temerea noastră că vom ajunge să avem, nu știu, cu 90 și ceva la sută doar așa și dacă se întâmplă, Doamne ferește, o situație în care bugetul de stat nu va mai putea finanța la același nivel și va trebui să taie din acel 0,1%, da, din bugetul de stat. De unde luăm noi atunci să menținem această activitate a partidelor politice? Și este pur și simplu propunerea, recomandarea noastră, dacă doriți, să ne gândim, nu neapărat să schimbăm acum ceva, dar să începem un proces de meditație în societate, cu autoritățile, dacă este asta neapărat cea mai bună soluție, pentru că noi o avem din 2015 încoace și din 2015 vedem că trendul este, de fapt, doar într-o singură direcție. Iar cât privește donațiile și cotizațiile, schimbări nu sunt. Și vreau să amintesc în acest sens că, dacă nu greșesc și doamna Rusu poate să ne corecteze, că cu siguranță ține bine minte mai multe detalii, dar au fost și anterior propuneri similare în care se vehiculau opțiuni cumva mixte, să le zic așa, în care acei bani care primești la bugetul de stat să fie condiționați într-o măsură
oarecare și de performanța partidilor de lucru la firul ierbii, dacă doriți. Lucru la firul ierbii însemnând inclusiv de colectarea donațiilor și a cotizațiilor. Deci noi astăzi oferim tuturor partidilor care au participat la lege și au luat 10 voturi, toți primesc proporțional. Dar schimbare nu se vede în dinamica politică în societate. Noi cum avem polarizare, așa avem polarizare politică în continuare, cum avem lipsă de idei, cum avem lipsă de personal, de cadre, care să fie pregătite în cadrul partidelor și care ulterior să acceadă la putere, așa și rămânem cu aceste probleme. Deci, de unde va veni schimbarea? Asta este întrebarea. Nu este un reproș neapărat asupra metodii, pentru că metoda este logică și legală. Sunt de acord de aici cu dumneavoastră. Mai ales în privința DNV-ii care sunt posibile, DNV-ii partidelor, dar pe de o parte cu alocațiile acestea și de altă parte, dacă punem accentul mai mult, ridicăm procentajul, cum a zis, a donațiilor, cotizațiilor, mai ales a donațiilor, noi astfel implicăm populația, că luptăm și cu apatie această politică lor. Adică ei au votat și 4 ani nu mai fac așa, ei deci au donat la un anumit partid, ei au niște așteptări, ei se implică la nivel local, să zicem. Corect. Eu cred că această lipsă de capacitate în a gestiona finanțele partidelor politice vorbește nu atât, sau vorbește sigur că în mod direct și despre direct proporțional de lipsa oamenilor în partid care să facă lucrul ăsta, lipsa de, știu, înțelegerea proceselor cum lucrează, dar vorbește în același timp și de o lipsă de idei cu privire la ok, am creat noi partidul ăsta. Și mai departe, ce facem cu oamenii ăștia? Cum îi implicăm noi, de fapt, pe oamenii ăștia? Pentru că oamenii ăștia, dacă dau 10 lei, chiar dacă nu este o sumă mare, ei vor să vadă că părerea lor, propunerea lor, ideea lor, contribuția lor este văzută, este apreciată. Dacă partidul s-a creat și a rămas 20 de ani în același stadiu, să spunem așa, incipient, de unde să așteptăm noi miracole în sensul în care vor apărea idei, vor apărea soluții, vor apărea oameni care să vrea să adere la un partid sau altul și în consecință și să-i susțină. Deci este un cerc vicios care trebuie undeva rupt și trebuie văzut unde de găsit acel moment, acea verigă din lanț de rupt, pentru că el deja este slăbit și de lipit înapoi lanțul, pentru că totul să funcționeze normal în societatea noastră. Poate prea filozofic la urmă. Da, vă rog, poftim. Sergiu Duin, acest personal de producție. Spuneți, vă rog, cazul de utilizare abuzivă a resurselor administrative în scop de promovare a politică a partidului politice cu stabilite în cadrul monitorizării. Este așa o propunere de sancționare? Pentru anul 2022 nu am făcut o statistică. În schimb, mai detaliat avem în raportul pentru anul 2021 avem estimate inclusiv cheltuielile efectuate de la bugetul de stat care au fost promovate de fapt ca cheltuieli efectuate de partid politic. Acolo este mai detaliat. De acolo am început să promovăm recomandarea respectivă, însă pentru anul 2022 nu am făcut o statistică acestor cazuri. Recomandarea se regăsește iarăși pentru că noi încercăm să aducem din urmă unele recomandări care știm că nu au fost soluționate, dar fenomenul în sine există, evident, periodic. Dacă avem posibilitatea asta de a verifica suplimentar, nu, acum conform filtrelor din baza de date să ne uităm? Nu, acum nu, fiindcă trebuie examinat fiecare caz particular. Ok. Deci, dar aceasta a fost o propunere și atunci când s-a vorbit despre modificarea cadrului legal anul 2022 și sau chiar în 2021 când s-a modificat cu resursele administrative, când a fost modificat codul penal și contravențional, noi atunci am intervenit la Ministerul Justiției, atunci nu s-a acceptat
Argumentul... Atunci s-a acceptat pentru perioada electorală? Pentru perioada electorală, dar în sensul, vreau să zic, nu s-a acceptat în general și în afara perioadei electorale. Da. Dar oricum este un pas bun în sensul în care, așa cum în curând urmează să intrăm în campanie electorală, vom avea posibilitatea și vom monitoriza cu siguranță foarte atent acest fenomen, în ce măsură el se va manifesta. Iar, așa cum spuneam, anul viitor, la fel avem campanie electorală, pe urmă 2025 iarăși o campanie electorală, practic 3-4 luni în an vom avea alegeri, deci va fi destul de așa, intens și provocator, inclusiv pe această cale. Mulțumim și pentru întrebare, vreau să tragem atenția partidilor politice, concurenților electorali care vor fi în viitor în alegeri înregistrați, fie foarte atenți în acest sens, pentru că sunt posibil de sancțiuni. Noi ne-am propus, să știți, să vorbim pe rând despre mai multe probleme și fenomene, așa cum tradițional ieșim cu acest raport, dar am ieșit recent și cu analiză pe finanțarea de către terțe părți. De ce nu ar fi și acest subiect unul de urmărit în continuare, în măsura în care, într-adevăr, Mariana, având o asemenea recomandare și aceste constatări din trecut, pentru ca să avem argumente solide atunci când discutăm pentru viitor cu autoritățile, cred că vom face niște analize suplimentare și pe acest fenomen al utilizării resurselor administrative mai larg, nu doar în campanie electorală, dar și în afara campaniilor și atunci vom interveni în perioade cu diferite propuneri în acest sens. Mai sunt întrebări sau subiecte pentru discuție? Dacă nu sunt, noi vă mulțumim încă o dată pe această cale pentru prezența dumneavoastră, pentru interesul față de acest subiect și vă invităm să urmăriți și în continuare activitatea Asociației Promolex, nu doar pe acest domeniu, dar și pe alte multe pe care mai lucrăm. Mulțumim mult, o zi bună!